cu România. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Vesel să fim, vesel să fim, să ne bucurăm, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului, vesel să fim, să ne bucurăm. Aceasta e, aceasta e ziua Domnului. El ne-a creat, El ne-a creat, El ne-a creat și a Lui suntem, și a Lui suntem. Lui ne-nchinăm, Lui ne-nchinăm, pe El îl slăvim, pe El îl slăvim. El ne-a creat și cerul sfânt, cu El cerul sfânt. Iisus e Domn, vine în curând, vom moșteni cu El cerul sfânt. Iisus e Domn, Iisus e Domn, vine în curând. Iisus e Domn, Iisus e Domn, vine în moșteni cu El cerul sfânt. Iisus e Domn, Iisus e Domn, El vine în curând. Aleluia! Să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta cu mulțumire în dimineața aceasta. Îți mulțumesc pentru că ne-ai mai îngăduit încă o zi de viață. Îți mulțumesc pentru strângerea noastră la oaltă, pentru toți cei ce am putut să fim în locul acesta. Doamne, Te recunoaștem pe Tine ca Domn, ca Cel care ești și care vei veni. Te rog să binecuvintezi, Doamne, și să pregătești inimile noastre pentru ziua întâlnirii cu Tine. Binecuvintează, Doamne, momentele de rugăciune, binecuvintează închinarea din ziua aceasta, binecuvintează și pe cei ce nu sunt cu noi, acolo unde sunt, fie mâna și puterea Ta la lucru în viața lor. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce vei face, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl găsim în Cartea Geneza, la capitolul 32. Și vom citi de la versetul 24, pagina în Biblie 37. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la închietura coapsei, așa că i s-a scrântit închietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns, El. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor.
Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov școpăta din coapsă. Iată de ce până în ziua de azi israeliții nu mănâncă vina de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână. Amin. Amin. Să ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Haideți să-i spunem Domnului că ne încredem în El. Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Ce s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi în orice zi, cerescul Tată m-a Mă încred
încred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă sus sau în adânc nevăr, lovit de val, ajung la mal. Cerescul Tată m-a aceasta cu textul care l-am citit pentru rugăciune. Întâi îngăduisem să vă spun bun venit în casa Domnului și Domnul să vă binecuvinteze în această zi în prezența Lui. E un text care descrie o stare de frică și e interesant că și patriarhii, Iacov este al treilea patriarh al Vechiului Testament și cuvântul Domnului îl prezintă într-o stare de frică. Ce faci când îți este frică? Există diferite feluri în care noi tratăm frica din viața noastră și în dimineața aceasta îmi dau seama că poate există cineva care are frică. Una dintre motivele pentru care oamenii sunt fricoși este frica de necunoscut. Ce se va întâmpla? Mai cu seamă schimbările care sunt în țara aceasta, voi mai avea servici, vor mai fi lucrurile așa cum sunt, voi mai fi în stare să îmi plătesc casa. Un alt motiv poate fi sănătatea. E un lucru care poate pe neașteptate să se schimbe și ne gândim câteodată, în mod deosebit când apare ceva neobișnuit, oare ce este, ce probleme sunt? În cazul lui Iacov, frica a fost ceea ce a fost rezultatul a unui conflict între el și fratele lui. Un conflict nerezolvat. S-a dus el departe și a lăsat în urmă pe Esau și problemele care le-a creat înainte de a pleca, luindu-i dreptul de întâi născut și apoi binecuvântarea, dar, dragii mei, nu a putut însă să scape de ceea ce numai Dumnezeu îl putea scăpa. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă spun că noi venim înaintea lui Dumnezeu întotdeauna și încercăm în felul nostru să rezolvăm lucrurile. Există însă realitatea aceasta de frică, numai Dumnezeu ne poate scăpa. Observați că omul acesta, din punct de vedere economic, a fost destul de situat. În planul lui, în strategia lui, a pus să întâmpine pe Esau, fratele lui, toate turmele, familia și toate acestea au fost destinate cu un scop, să-i le dea lui Esau ca cumva ura lui să fie potolită. Și cu toate acestea, nu a fost destul. Spune cuvântul, toți au trecut pârâul, Iacov nu l-a trecut și a stat peste noapte. Există nopți în viața noastră fiecăruia, nopți în care nu putem dormi, nopți în care ne frământăm, ne întoarcem de pe o parte pe alta, nopți în care câteodată chiar transpirăm. Cineva îmi spunea săptămâna trecută, a făcut o tranzacție cu cei din familie, a vândut ceva în țară, a dat bani acolo și a plecat undeva în altă țară, persoana respectivă, Rudenia, și nu are nici pensie, nici bani. Și spunea, mă trezesc noaptea și nu pot să dorm. Există momente de felul acesta care vin peste viața oamenilor. Există însă o experiență cu Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, cei ce v-ați predat viața Domnului Iisus Hristos, ați cunoscut dragostea Lui și cuvântul lui Dumnezeu spune că dragostea alungă
acolo unde este dragoste, nu este frică. Dar observați că Iacov, ca să ajungă la dragostea lui Dumnezeu, există o luptă. O luptă care se dă în viața noastră a fiecăruia. Dumnezeu în dragoste vine la noi și ne spune, vreau să te eliberez. Și omul se luptă și se luptă și se luptă, așa cum s-a luptat și Iacov. Și această lovitură pe care i-a dat-o Dumnezeu la încheietura coapsei a fost ceva ce nu pot să înțeleg și să descriu, dar probabil că făcând o aplicație practică la ceea ce s-a întâmplat lui Iacov, este că în momentul în care Iacov și-a dat seama că vizita pe care el o are, o are cu Îngerul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu însuși, în momentul acela el s-a agățat de Dumnezeu. Și spune cuvântul, era revărsatul zorilor și Îngerul trebuia să plece. Și ca să se dezlipească, a încercat să-l lase pe Iacov în urmă, Iacov însă nu l-a lăsat pe Dumnezeu. Știți care este cea mai mare binecuvântare în viață? Multe lucruri vin și pleacă, și oameni, și cei dragi, și tot ceea ce putem avea. Există un singur lucru care nu ni-l poate lua nimeni, și acesta este Dumnezeu. Iacov s-a agățat de Dumnezeu. Și Iacov a spus cuvintele acestea, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Unul dintre cele mai dificile momente pe care le avem în viață este să așteptăm răspunsul la rugăciune. Deși Scriptura spune că atunci când cerem, să credem că am și primit, dar noi suntem ca oamenii aceia, aducem bagajele la Dumnezeu, ne rugăm, ne simțim bine, dar când plecăm, le luăm din nou cu noi, pentru că așa ne-am învățat. Iacov spune, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Și cea din tâi binecuvântare pe care o dă Dumnezeu lui Iacov, îl întreabă, cum îți este numele? El a fost un înșelător toată viața lui. Și Dumnezeu îi spune, nu te vei mai chema Iacov, ci te vei chema Israel. Frați și surori, în ziua de astăzi, în Biserica lui Hristos, nu este mai mare nevoie decât oameni care știu să mânuiască darul acesta extraordinar al rugăciunii, al întâlnirii cu Dumnezeu. A ști să stai pe genunchi și să aștepți și să crezi chiar atunci când nu ai niciun motiv să vezi vreo schimbare în situația pe care o aduci înaintea lui Dumnezeu, în lucrurile cu care te confrunți, dar în dimineața aceasta aș vrea să vă spun în cuvintele lui Ieremia, plângerii lui Ieremia, capitolul 3, versetul 26, bine este să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Oamenii te pot ajuta, lucrurile pe care le ai te pot ajuta. Există un moment și aceea este cumva în mod figurativ, așa, pitoresc, dacă aș putea spune, Iacov nu trece râul. Și aș vrea să vă spun în sensul acesta, poate este cineva care nu și-a rezolvat problemele cu Dumnezeu. Și va veni o zi în care vei rămâne singur și în care tu nu vei mai trece. Viața continuă pentru cei de lângă tine, dar tu poate nu vei mai trece. Întrebarea este, ți-ai rezolvat problemele cu Dumnezeu? Te-ai împăcat cu aceea cu care probabil n-ai putut să te împaci de multă vreme? Dumnezeu în ziua aceasta vrea să ne schimbe numele și vrea să ne facă oameni care în prezența lui Dumnezeu să putem să facem ceea ce n-am făcut niciodată, nu pentru că suntem noi în stare, ci pentru că Dumnezeu în noi. Este chiar acea realitate a nașterii din nou care are loc în viața noastră, în care nu mai trăiesc eu, spune Apostolul Pavel, ci trăiește Hristos cel înviat, care m-a adus la această viață nouă cu Dumnezeu. Este
E important să remarc și faptul că locul acesta, Peniel, care este tradus fața lui Dumnezeu, probabil că fiecare dintre noi avem câte un Peniel. Spune Iacov, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viața. În ziua aceasta, la rugăciune, aș vrea să vă îndemn să stați înaintea lui Dumnezeu ca și Iacov și să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu, amin, dar să nu vă mulțumiți cu lucrurile pe care le primim și care le așteptăm de la Dumnezeu, dar aș vrea să ne bucurăm de însuși Dumnezeu. Amin. Și aș vrea ca la fiecare întâlnire, fie aici, fie acasă, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să putem spune, Doamne, am stat în prezența Ta. Amin. Și ceea ce simțim fiecare dintre noi este numai bunătatea și mila lui Dumnezeu. Avem câteodată impresia că suntem mai buni, că facem lucruri bune și venim în câte o săptămână exaltați și bucuroși de biruințele care le avem. Există însă momente de înfrângere. Atunci când ne simțim înfrânți, să nu uităm că Dumnezeu este Cel ce s-a uitat la frângerea pe care am trăit-o fiecare dintre noi asupra puterii păcatului, când eram robi ai păcatului și Iisus Hristos a venit să se facă asemenea nouă. Cântăm colinzile și ne apropiem, ne pregătim inimile de sărbătoarea aceasta minunată, a venirii pruncului Iisus. Dar El nu mai este prunc. Și n-aș vrea niciunul dintre noi, cântăm cântările despre iesle și prin cântare ne ducem la iesle, a ceea ce eveniment care s-a întâmplat peste 2000 de ani în urmă. Iisus Hristos însă este Cel ce a venit să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi. Amin. Și în orice situație cu care te confrunți, în orice problemă pe care o ai, în dimineața aceasta aș vrea să mulțumești lui Dumnezeu, chiar dacă nu e rezolvată, că El este cu tine. Amin. Și același Dumnezeu care s-a descoperit lui Iacov în noaptea aceea la Peniel, aș vrea să fie Dumnezeul care să se descopere prin cuvânt în ziua aceasta. Amin. Aș vrea să ne rugăm pentru toate cererile care sunt pe lista de rugăciune a Bisericii Emanuel. Mă bucur să o văd pe sora Farc, mă bucur că Dumnezeu a întărit-o. Există însă alte nevoi cu care continuăm să venim înaintea lui Dumnezeu. Vă aduc aminte de familia Vasilescu. Rugați-vă pentru fratele Emilian în situația lui de sănătate. Rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să-l întărească, să-i dea vindecare. Dânsul așteaptă încă o operație, nu știu dacă a avut-o, dar rugați-vă ca Domnul să-l întărească în trup și să-l întărească în credința din inimă pe care a mărturisit-o atunci când am fost în casa lui. Rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze Evanghelia lui în ziua aceasta, oriunde se predică. Mă bucur pentru fratele Liviu, el va predica cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Domnul să binecuvinteze lucrarea lui pretutindenea. Cu orice nevoi pe care le aveți, ridicați în picioare. Și cu această încredințare că Dumnezeu nu ne va lăsa să plecăm fără răspuns în dimineața aceasta, îndrăzniți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, începând cu frați, surori, așa cum simțiți îndemnul Domnului, venim înaintea Lui în rugăciune. Doamne, Tată Ceresc, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru că suntem în casa Ta de rugăciune și în mod special pentru îndemnurile pe care le-ai dat în ziua de astăzi. Mulțumim pentru că ești un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care te-ai gândit la noi și nu ne-ai lăsat singuri și ai găsit o cale ca să ne dai posibilitatea ca să găsim pacea, liniște și să găsim adevărat în viață. Mulțumim pentru că în problemele noastre din pe acest pământ, Tu ești gata să ne ajuți și amin, ești gata să le rezolvi atunci când e nevoie. Mulțumim că putem să venim la Tine și mulțumim că ne primești. Te rugăm ca Tu să fii cu noi în continuare. Amin. Te rugăm ca să fie acela care să ne călăuzești, să faci că Duhul Tău Cel Sfânt să fie acela care ne călăuzește în fiecare zi, amin, în toate problemele noastre și toate gândurile noastre să fie coordonate de Duhul Tău Cel Sfânt. Amin. Ne dăm seama că vin și ispite, vin și gânduri rele, vin și ispite din partea diavolului și de multe ori nu ne dăm seama că e o ispită, poate să fie numai un gând, dar să fie un gând rău. Ajută-ne să deosebim și gândurile, amin, și să ne facem într-așa fel încât să ne lăsăm conduși de Tine. Amin. Ajută-ne, Doamne,
ca biserică să facem voia ta. Și tot ceea ce facem aici în biserică și dragostea noastră, părtășia noastră, prietenia noastră și prezența noastră să fie plăcută înaintea ta. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Tău și în această dimineață, Doamne, noi cei care ne-am strâns în acest loc, Te recunoaștem că ai fost, ești și vei fi. Și de aceea cerem binecuvântarea Ta peste noi, peste fiecare parte, de la tânăr la bătrân. Cerem binecuvântarea Ta peste cuvântul care va vesti și peste cel care îl va vesti. Mulțumim că cuvântul Tău e viu și lucrător. Lasă-ne, Doamne, ca să vrem și noi să ne deschidem, să fim atinși de acest cuvânt, așa cum am auzit în cuvântul Tău în această dimineață, vrem să vedem fața Ta în această zi. Amin. În numele Tău, Doamne, îl binecuvântăm și îl lăudăm de acum și în veci. Amin. Amin. Amen. Amen. Amen.
Amin. Să încheiem spunând cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Ocupăm locurile.
Lăudat să fie Domnul! Aș vrea să cântăm o cântare de Crăciun în această dimineață. Vestea bună, îngerii au adus, vestea bună la noi a ajuns. Cu toată inima să lăudăm pe El. Vestea bună îngeri au adus, vestea bună la noi a ajuns. S-a născut Mesia profețit, pe pământ la noi jos a venit. Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru sfânt. Cor de îngeri cântă, lui neîncetat, numele lui fie lăudat. Slavă sus în ceruri, slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru sfânt. Cor de îngeri cântă, lui neîncetat, numele lui fie lăudat. Saltă Betleem, tu mic coraj, azi întins se naște un copilaș. Mântuirea la noi a venit, Domnul cerului fie să slavă lui. Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru sfânt. Cor de îngeri cântă, lui neîncetat, numele lui fie lăudat. Slavă lui! Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru sfânt. Cor de îngeri cântă, lui neîncetat, numele lui fie lăudat. Cântați toți în glas de bucurie, slavă-n cer lui Dumnezeu fie. S-a născut al nostru Mântuitor, Iisus Domnul, Domnul tuturor. Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru sfânt. Cor de îngeri cântă, lui neîncetat, numele lui fie lăudat. Ne ridicăm! Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru sfânt. Cor de îngeri cântă, lui neîncetat, numele lui fie lăudat. Ne bucurăm să fim împreună în dimineața aceasta și să lăudăm pe Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru trimisul Lui, pentru Fiul Său, pentru Mesia, unsul Domnului. Mă bucur pentru toți cei ce sunteți cu noi. Din când în când îl vedem și pe fratele Valentin. Slavă Domnului că a ajuns acasă. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Și mă bucur pentru familia Ghionzi. Domnul să vă binecuvinteze. Și Amin. Cel mai tânăr membru cel mai nou membru al orchestrei este fratele Jason. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Și el. Cei tineri așteaptă. Emanuel, îi vine rândul. Domnul să-i binecuvinteze pe cei mici și pe cei mari.
Haideți să ne deschidem din nou inima înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, ce mare har să ne apropiem de Tine. Tu ești dădătorul de viață și de orice binecuvântare pe care am primit-o. Ce mare har ca biserica Ta să se adune împreună. Și îți mulțumesc în dimineața aceasta pentru frații și surorile din Biserica Emanuel. Doamne, binecuvintează pe sora Carolina și pe fratele Cornel. Amin. Te rugăm să le dai sănătate în trupurile Amin. Lor și să-i întărești. Amin. Binecuvintează, Doamne, și pe fratele Emilian și te rog să lucrezi și în trupul lui și întărește-l, Doamne, pe el împreună cu soția lui. Amin. Binecuvintează și pe fratele Dan Vasilescu. Te rog să lucrezi și în viața lui, binecuvintează familia lui. Doamne Dumnezeule, te rog să binecuvintezi copilașii mici și cei mari. Amin. Îți mulțumim pentru părinții lor care îi aduc în casa Ta. Amin. Doamne Dumnezeule, așează cuvântul Tău în inimile lor. Amin. Și ajută-i, Doamne Dumnezeule, ca și ei să guste din darul vieții veșnice. Binecuvintează în ziua aceasta, Doamne, pe aceia care nu pot să fie aici și te rog să lași ca prezența Ta să fie cu ei. Binecuvintează-ți cuvântul Tău. Binecuvintează-l pe fratele Liviu. Te rugăm. Binecuvintează, Doamne, Evanghelia Ta care poate să schimbe viața noastră și să aducă, Doamne, minuni în inimile noastre. Binecuvintează familiile copiilor Tăi. Amin. Binecuvintează soții și soțiile. Amin. Doamne, Tu știi nevoile fiecăruia. Le aduc înaintea Ta și aștept, Doamne, și nădăjduiesc că puterea Ta poate să aducă pace în fiecare familie, să aducă, Doamne, relații noi, să aducă, Doamne Dumnezeule, sfințenia Ta, să aducă, Doamne Dumnezeule, prezența Domnului Iisus Hristos și puterea Lui în fiecare familie. Îți mulțumesc pentru că vei petrece cu noi, ne închinăm înaintea Ta, toată lauda și gloria să fie a Ta prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ocupăm locurile și continuăm să lăudăm pe Domnul. Și vreau să mai cântăm o cântare de Crăciun în această zi. Doamne, a Tale cuvinte, care le-ai zis mai înainte, s-a împlinit precum le scrie Moise în cartea întâie. O minune! Lui. Mai
aveam o strofă și nu mi-am dat seama. Hai să cântăm și pe asta. Bucurie într-o mulțime, slavă sus într-o înălțime, pe pământ împăciuire, la oameni bună-nvoire, bună-nvoire. Pe pământ împăciuire, la oameni bună-nvoire, bună-nvoire. Slavă Lui! Mai avem o cântare. Asta vorbește despre a doua Lui venire, pe care o așteptăm. Cu nerăbdare aștept ziua când Iisus va veni. Zi minunată! Va veni zi minunată, zi minunată. Acolo nu vor mai fi lacrimi, ci bucurii vor fi. Zi minunată, zi minunată, zi minunată. Și ce va fi când cu Iisus noi în cer vom fi. Zi minunată și fericită va fi când după ai săi copii El va veni. Vor fi încoronați, vor fi încoronați toți sfinții în slava cerului. Zi minunată, zi minunată, iar fața Lui o veșnicie cu toți o vom vedea. Zi minunată, zi minunată, zi minunată. Ce frumos va fi când cu Iisus noi în cer vom fi. Zi minunată și fericită va fi când după ai săi copii El va veni. Nu vrei să fii, nu vrei să fii și tu acolo, prietene iubit, la masa sfântă, sus pregătită, e despătarea ta acum, copilul meu tu, Iisus te așteaptă, calea ți-arată. Ce frumos va fi când cu Iisus noi în cer vom fi. Zi minunată și fericită va fi când după ai săi copii El va veni. O, zi minunată, zi minunată, și ce frumos va fi când cu Iisus noi în cer vom fi. Zi minunată și fericită va fi când după ai săi copii El va veni. Thank you.
slavă Lui. Orchestra continuă închinarea. Câteva anunțuri. Înainte însă ca să fac aceste anunțuri, aș vrea să vă aduc dorința fraților de la Biserica Bible Baptist Church de a ne ruga pentru ei. Rugați-vă ca Domnul să îi binecuvinteze pe ei și lucrarea pe care o fac și deciziile care trebuie să le ia pentru lucrarea lui Dumnezeu. Am amintit de fratele Valentin, însă în dimineața aceasta îmi dau seama fratele Aurel nu e cu noi, mă bucur că David este cu noi. Și fratele Tim Freeman nu e cu noi. Domnul să-i binecuvinteze pe cei ce nu sunt, pe fratele Aurel, fratele Freeman. Ați observat, copiii au ceva deosebit de frumos. Mă uit la ei și observ pe cei mari cum se poartă cu cei mici. Rugați-vă pentru ei. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să-i însoțească și să-i facă copii ai săi în viața lor. Amin. Amin. Și nu în ultimul rând, când vorbim de copii, nu uit rugăciunea lui Edi, care se roagă pentru tatălui. Și aș vrea să vă rugați pentru Cleo, Claudiu, soțul sorei Ili, ca Domnul să-i ajute să fie împreună de Crăciunul acesta și Amin. Domnul să-i binecuvinteze. Vineri vor fi repetițiile de orchestră la ora 6, apoi corul de la ora 7:30 și apoi grupul de închinare de la 8:30. Mă bucur că fratele Liviu este cu noi, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Fratele va vesti cuvântul Domnului, rugați-vă ca Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie, apoi vom asculta un trio, iar după care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu.
Cântarea asta e o cântare extraordinară. Privește cerul mai sus de nori, cu mii de stele ca niște flori, ce cu a lor rază dulce scripesc și universul împodobesc. La refren cântați cu noi: acolo-i țara mea. Privește cerul mai sus de nori, cu mii de stele ca niște flori, ce coloraze dulce
seară sfântă, când te-oi zări, pe-a tale plaiuri, când voi sosi, pe-a ta câmpie-n aceea zi, toți credincioșii s-ori întâlni. Acolo-i țara mea, acolo-i viața, acolo-i dorul meu, se-nalță către cer, departe de orice chin, departe de dureri, de unde mielul sfânt revarsă mângâie. Acolo-i țara mea, acolo-i viața, acolo-i dorul meu, se-nalță către cer, departe de orice chin, departe de dureri, de unde mielul blând revarsă. Departe de
Binecuvântat să fie Domnul și pentru dimineața aceasta, pentru că El este aici, putem să-L simțim aici și putem să-L și vedem dacă închidem puțin ochii și lăsăm pe El să ne cerceteze. Ați observat că atunci când cântăm o cântare care ne place, parcă nu mai ținem cont de ce se întâmplă în jurul nostru și parcă începem să batem din picior, unii mai dăm și din cap și merge direct la suflet cântarea aceasta. Ca să vorbești și să faci pe cineva să aibă sentimentele acestea, trebuie să muncești mult. De când sunt mic, cred că atunci când vom ajunge în cer, predicatorii își vor termina treaba. Frate Puiu, suntem sezonieri, Domnul, să aibă milă de noi. Fie punem mâna pe un instrument și facem repetiție pentru cer, fie ne rugăm, cel puțin eu mă rog să-mi dea Domnul alte corzi vocale în trupul cel nou pe care vom avea acolo sus în cer. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine Bibliile la Psalmul 45, pagina Sfânta Scriptură 579, și haideți să ne ridicăm în picioare ca să-i dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Și vom citi de la versetul 1. Psalmul 45, cuvânt al Domnului care ne vorbește astfel. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împărat. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic vitează, încinge-ți sabia, podoaba și slava. Da, slava ta. Fii biruitor, suiete în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreptatea ta să strălucească prin isprăvi minunate. Și versetul 17. Din neam în neam îți voi pomeni numele. De aceea, în veci de veci te vor lăuda popoarele. Și ne rugăm ca dimineața aceasta, Biserica Emanuel de aici, să lăudăm împreună cu toate popoarele și să spunem slăvit să fie Domnul nostru în veci de veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Era, țin minte, acum 20 de ani în urmă, eram copil, ca cei pe care îi vedeți pe aici prin biserică. Și veneam de la biserică, stăteam în Anina, undeva prin Caraș Severin, în Banat. Eram 5 copii acasă la vremea respectivă și nu eram așa de bogați ca ceilalți copii de la grădiniță sau ca unii copii de la biserică și noi n-aveam pom acasă. Toate că părinții ne-au învățat că nu pomul este ceea ce contează de Crăciun, nu pomul este ceea ce contează, ce aduce atmosfera, ci dacă nu-L ai pe Dumnezeu, nu contează nimic. Și îi vedeam pe ceilalți cum împodobesc bradul, cum își pun bomboane în pom și cum își pun ciocolăți în pom și saloane și mai știu ce alte minuni, dar noi n-aveam lucrurile astea și mă rugam, Doamne, dă-ne un pom și nouă ca să putem să ne bucurăm, să fie veselie în casa noastră. Și veneam de la biserică, tocmai ce mă rugasem, unii frați au crezut că este o rugăciune absurdă, să-ți dea Dumnezeu un pom, hai să fim serioși. Și am ajuns acasă și la ușa de la intrarea în casa noastră se afla un pom și jos o cutie cu tot ceea ce trebuia pentru Crăciun. Și am știut atunci, pe moment, am crezut că Dumnezeu a trimis pomul acela din cer special pentru mine. Și am mulțumit lui Dumnezeu și când podobea părinții mei pomul acela, mă uitam la el ca și cum ar fi fost un pom din grădina lui Dumnezeu și ce minunat arăta pomul ăsta în cer și acum este la mine, în sufragerie. Nu a trecut decât câteva zile când un frate care era pădural a venit la noi acasă și mi-a zis, nu, vă plăcut pomul pe care vi l-am adus. Și atunci parcă n-am mai văzut pomul ca fiind așa de special, dar în schimb am văzut că omul fiind ceva special, pentru că era trimis de Dumnezeu. Am văzut că nu binecuvântările și nu ceea ce îți dă Dumnezeu contează, ci El însuși contează. Știți că Dumnezeu, mai bine de 2000 de ani în urmă, înainte să se fi născut, le trimitea binecuvântări cu grămada poporului Israel și le dădea mană în pustie și mergea înaintea lor în pustie și despica stâncele ca să aibă apă și a înțeles că nu lucrul ăsta este ceea ce contează pentru El. Și atunci s-a uitat în cer și ce era mai sfânt acolo sus în cer? Pe Fiul Său, Domnul Iisus. Și-a dat jos haina de slavă și-a coborât jos pe pământ. Pentru că au zis, nu omul, nu binecuvântările contează, ci noi, eu trebuie să fiu acolo în mijlocul lor. Și de 2000 de ani încoace, în Iesla Betlehemului, Emanuel, Dumnezeu, era cu noi. Pe cruce când a murit, era pentru noi. Și după ce s-a înălțat la cer, era în noi. Dar tot timpul este cu noi. Tot timpul este în noi și atunci când te pui pe genunchi și în rugăciunea ta disperată sau în rugăciunea ta de slavă, El este acolo și te ascultă. El este acolo și își întinde mâna către tine. Și vreau ca în dimineața aceasta să ne uităm la frumusețea lui Dumnezeu.
frumusețea pruncului care s-a născut în iesle și care a murit pentru fiecare dintre noi. Și Psalmul 45 începe într-un mod așa de minunat și spune: cuvinte de laudă îmi clocotesc în inimă. Și m-am gândit, cum să-ți clocotească cuvinte de laudă în inimă? Și când m-am gândit la cuvântul acesta a clocoti, probabil că vă vine în minte o oală cu apă care clocotește. Și știți că dacă temperatura este prea mare, clocotește și oala aceea dă pe din afară ce este înăuntru. Exact același lucru trebuie să fie și cu noi. Când îți clocotește ceva în inimă, trebuie să dai pe din afară, trebuie să scoți ce ai în inima ta. Trebuie să iasă pe gura ta lauda care îi dai la adresa lui Dumnezeu. Dacă ai lucrul ăsta în inimă. Fratele Nicolae Moldoveanu spunea că pe vremea când era chinuit de securitate, pe vremea comuniștilor, l-a pus undeva într-o cameră de 4 metri pe 4, întunecată, numai cu o lumină care era țintită perfect în ochii lui ca să nu vadă nimic în jur. Și erau câțiva oameni în jurul lui și îl băteau, dădeau cu, nu știu, cu bețe, cu curele, cu ce aveau acolo, dădeau în el. Și fratele Nicolae Moldoveanu, de fiecare dată când primea câte o lovitură, nu spunea, mustră-te, Domnul, să scutea o înjurătură pe gura lui, ci spunea tot timpul, slăvit să fie Domnul, laudă Domnului. Și după vreo jumătate de oră în care au fost tot bătuci, în care tot primea, tot securiștii au ieșit afară și au spus, ce-o pățit omul ăsta, este nebun? Și până la urmă au venit tot la celălalt, un alt pocăit care era în celula asemănătoare, în celula de lângă, și au spus, omul ăsta scoate pe gură ce are în inimă. Ce scoatem noi pe gură atunci când ne mai lovește cel rău cu câte o factură pe care ne place sau câte o boală care ne place? Știți, ce avem în inimă dăm pe din afară. Ce avem în inima noastră, aia scoatem pe gura noastră. Și mă rog să fim niște oameni care scoatem pe gura noastră cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, nu doar atunci când e Crăciunul și când e Paștele și sunt sărbători frumoase, ci și atunci când vine luna lui ianuarie și trebuie să ne întoarcem la muncă. Și atunci când e ziua de luni și nu ne place că trebuie să muncim extra sau mai știu ce alte lucruri. Și atunci să fim niște oameni care îi dăm slavă lui Dumnezeu. Și atunci să fim niște oameni care îi dăm slavă acestui mire care ne așteaptă. Acestui mire care este acolo sus în cer și abia așteaptă ziua în care să se întâlnească cu noi. Eu doar ce m-am însurat de câteva luni, aproape 3 luni, și m-am gândit, am experimentat această imagine a unui mire care își așteaptă mireasa sau unei mirese care își așteaptă mirele. Și Chelsea, profit de faptul că nu știe engleza, acum pot să vorbesc puțin și despre ea, înainte să avem nunta, în fiecare zi îmi trimitea câte un mesaj. Și îmi spunea, mai sunt 50 de zile până la nunta noastră, mai sunt 2 săptămâni până la nunta noastră, mai sunt, nu știu, câteva zile până la nunta noastră. Și așa trebuie să fim și noi, cei care zicem că suntem mireasa lui Hristos. Să stăm cu ochii țintiți pe cuvântul Lui și să ne rugăm și să-L întrebăm, Doamne, cât mai este până ne întâlnim? Doamne, cât mai este până ne vom vedea, până te voi vedea față în față? Și dați-mi voie să vă citesc altă declarație de dragoste extraordinară, pe care o găsim scrisă în Cântarea Cântărilor, capitolul 5. Capitolul 5, începem cu versetul 8. Spune astfel: vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce îi veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de nerogi așa fierbinte? Și dacă citiți mai departe, veți vedea cum îl descrie pe iubitul ei această mireasă extraordinară, mireasă frumoasă. Și dacă citiți și versetul 1 din capitolul 6, spune astfel: unde s-a dus iubitul tău, o, cea mai frumoasă dintre femei, încotro a apucat iubitul tău ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Noi care zicem că suntem mireasa lui Hristos, cum vorbim lumii despre Dumnezeu? Cum vorbim lumii despre mirele nostru, despre Hristos al nostru? Osea 4:6, știi ce spune acolo? Că poporul Domnului pierde din lipsă de cunoștință. Știți de ce bisericile noastre nu mai sunt așa de pline, probabil cum erau odinioară? De ce nu mai vin oamenii să se închine? Și totuși, dacă sunt unii care vin să se închine și umplă bisericile doar așa de formă, unele biserici, pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că noi dacă L-am cunoaște pe Dumnezeu așa cum trebuie, atunci dacă
Dacă ar clocoti în inima noastră cuvintele acestea de dragoste, am dat pe din afară și după ce am vorbit cu unul din lume despre Dumnezeul nostru, știți ce va spune omul acela? Încotro a apucat ca să vin și eu după tine, să merg și eu să-l caut. Și când vine un musulman sau un martor de-a lui Jehova sau un ateu și vine la tine, te întreabă ce are iubitul tău mai mult decât altul, ce îi spunem? Ce îi spunem? Haideți să ne uităm puțin la frumusețea lui Dumnezeu. Să ne uităm la cât de minunat este Dumnezeul nostru și în dimineața aceasta nu o să vă spun lucruri pe care nu le știți, ci vreau doar să vă reamintesc lucruri pe care Dumnezeu ni le-a lăsat acum mii și mii de ani în urmă. Și întâi de toate, mirele nostru, Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu iubitor. Este un Dumnezeu iubitor care a înțeles faptul că El nu trebuie, nu este suficient să stea sus acolo în ceruri, departe, la un univers depărtare de noi, ca să-i simțim dragostea. Și-a înțeles faptul, și-a dat seama de faptul că trebuie să coboare jos pe pământul acesta și nu să fie ca tine, ci să fie mai rău decât te-ai născut tu, într-o iesle, într-un grajd, într-un sat aproape uitat de lume. Și-a coborât acolo și s-a apropiat de tine. Și când o trăi pe pământul acesta, în Marcu 1:41, pune faptul că Domnul Iisus se plimba pe pământ și a văzut la un moment dat, a văzut un grup de leproși. A văzut un grup de leproși care erau la o depărtare de el și s-a dus și s-a apropiat de ei. Pe vremea respectivă era ilegal să te apropii de leproși. Și dacă leproșii vedeau pe cineva că se apropie, trebuia să strige de 10 ori lepros, lepros și să fugă cât de departe apucau. Domnul Iisus a văzut leproșii aceia, s-a dus, s-a apropiat de ei, a întins mâna, s-a atins de ei și s-au vindecat. O înțeles Dumnezeul nostru, mirele nostru, cât o trăi pe pământul acesta, că nu este suficient să vorbească despre dragostea pe care o are pentru El, pentru ei, pentru oameni, ci trebuie să se apropie de oameni ca să le arate dragostea aceasta. Trebuie să meargă lângă oameni ca oamenii să simtă și să experimenteze dragostea pe care El le-o poartă. Știți că dacă noi vrem să fim asemănători Lui, trebuie să fim și noi la fel ca El. Și atunci când vedem pe cineva că suferă, nu este suficient să zici, frate, mă rog pentru tine. Nu este suficient să zici, are Domnul grijă de tine. Trebuie să te duci, să dai o mână caldă cu el, să-i strângi mâna, să-l îmbrățișezi dacă este nevoie, să faci ceva pentru el, să-i arăți dragostea pe care o porți, pe care Dumnezeu o poartă. Dumnezeul nostru a înțeles faptul că trebuie să se apropie de oameni, ca oamenii să simtă dragostea Lui și slăvit să-i fie numele Lui. De 2000 de ani încoace, îi tot simțim dragostea în noi. Îi tot simțim dragostea Lui cum este asupra noastră în fiecare moment și ne călăuzește pe pământul acesta. Un al doilea lucru pe care îl vedem la mirele nostru este faptul că este un mire puternic. În Matei 14 este prezentată acea umblare miraculoasă pe mare. Și știm cu toții că atunci când Petru s-a uitat în jurul lui și a văzut că se afundă, că vin valurile și că vine vântul, a început să se afunde. Și atunci Dumnezeu, Domnul Iisus, a întins mâna, l-a ridicat, l-a smuls din valurile acelea și le-a pus în siguranță, în corabie. Este un Dumnezeu puternic. Dumnezeu spune Domnul că eu, Domnul, te-am scos din Egipt cu mână tare și cu braț puternic. Și este minunat că același Dumnezeu care i-a salvat pe acei israeliți, acel popor de sclavi, din cea mai puternică națiune a vremii respective, aceeași mână este asupra ta. Același Dumnezeu, același mire este cu tine astăzi. Și poate să te smulgă din problemele pe care le ai, să te scape de bolile pe care le ai, poate să te scape de toate necazurile pe care le ai, dar trebuie doar să întinzi mâna către El, să lași pe El să te ajute și să lași pe El să te scape. Dă-L Dumnezeu are, ține în mână cheile locuinței morții. El, Dumnezeu, este Cel care controlează moartea. El este Cel care controlează toate problemele. Spune că dacă este nevoie, mută munții pentru tine. Poți să se mute munții și poți să se clatine dealurile. Dar dragostea Lui niciodată nu se va muta de la noi. Știți că sunt atâția părinți care își iubesc copiii. Sunt atâția părinți care își iubesc extraordinar de mult copiii. Dar nu pot să le dea tot ceea ce copiilor vor. Am văzut atâția părinți care stăteau la capul copiilor lor bolnavi de cancer, de leucemie și așa mai departe. Îi iubeau enorm, dar erau neputincioși în fața bolii pe care copiii lor o aveau. Cu Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, mirele nostru, lucrurile nu stau așa. El, pe lângă faptul că te iubește,
El poate să te și salveze de bolile pe care le ai. Pe lângă faptul că El este gata, a fost gata ca în dragostea Lui extraordinar de mare să lase cerul și să moară în cele mai groaznice chinuri posibile și-a arătat dragostea pentru tine, este gata să te și salveze de problemele aproape imposibile pe care nimeni nu spune, nimeni nu-ți mai dă nicio șansă. Acolo unde doctorii spun că nu mai ai nicio șansă, Dumnezeu spune totuși mai este o șansă, eu sunt șansa. Amin. Acolo unde doctorii nu mai pot să-și pună mâna, Dumnezeu spune mâna mea este tot ceea ce contează. Acolo unde băncile spun că este imposibil, acolo Dumnezeu spune că este posibil. Și slăvit să fie numele Lui pentru lucrul acesta și pentru faptul că El își ține mâna asupra noastră. Era anul 313 și Constantin cel Mare i-a chemat pe toți episcopii de la, din biserici să le spună faptul că de acum încolo sunteți liberi să vă închinați lui Dumnezeu. Și când avea în fața lui un întreg, o întreagă armată de episcopi și de oameni al lui Dumnezeu, observa faptul că unii dintre ei aveau mâinile tăiate. S-a apropiat de ei și întreba ce s-a întâmplat cu voi. Și oamenii aceștia au spus, persecutorii noștri dinainte de tine ne-o tăia mâinile. În faptul că ei au înțeles că dacă nu avem ce să întindem spre cer, dacă nu avem mâini să întindem spre cer, atunci probabil că Dumnezeul nostru nu ne va ajuta. Știți că oamenii pot să vă taie mâinile, pot să ne taie salariile, joburile și așa mai departe, dar nimeni nu va putea să taie mâna puternică a lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea să te smulgă din brațul lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea să șteargă ceea ce Dumnezeu a săpat în mâinile Lui și Domnul spune că te-am săpat în mâinile mele. Acolo ești și acolo vei fi pentru o eternitate. Și nici chiar diavolul cu toată armata lui, cu toată legiunile lui de demon nu vor putea să te smulgă de acolo. Dragii mei, atunci de ce ne îngrijorăm pentru ziua de mâine? De ce ne îngrijorăm pentru problemele pe care le avem? Mă rog ca Domnul să ne facă conștienți de lucrurile acestea și să ne dăm seama de ce Dumnezeu puternic avem. Apoi mirele nostru este și un mire sfânt. Cel mai sfânt om care o călca pe pământul acesta. Marcu 10:16 zice că s-au apropiat niște copii de el. Și ce a făcut? I-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Apoi în Luca 24:50 zice că atunci când se îndrepta către cer, se înălța la cer, a văzut în urma lui un popor de oameni care stăteau și se uitau sus cum el se înalță, unii dintre ei plângeau. Și de asemenea și-a întins mâinile către el, către ei și i-a binecuvântat. Și cred că atunci când se înălța la cer, Dumnezeu a văzut și biserica Emanuel astăzi. Și a văzut și pe fiecare dintre noi și încă are mâinile întinse asupra noastră și ne binecuvintează. Și știți de ce poate să dea binecuvântare? Pentru că El are mâinile curate. Nu mai spunea un psalm, cine va putea să se suie pe muntele tău, cel sfânt? Numai cel ce are mâinile curate. Și El este singurul om fără păcat pe pământul acesta. Și dacă El este singurul om fără păcat, atunci numai El poate să ne dea binecuvântare. Și de asemenea, dacă noi vrem să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, trebuie să fim la fel. Să avem mâinile curate. Să avem mâinile fără păcat. Și trebuie să lăsăm pe El să facă lucrul acesta, să ne curățească și să ne spele. Apoi, probabil cea mai frumoasă caracteristică a Dumnezeului nostru este faptul că este un Dumnezeu plin de cicatrice. Știți? Luca 24, după ce Domnul Iisus a intrat într-un mod minunat în mijlocul ucenicilor, când stăteau toți înspăimântați de frica fariseilor, ca nu cumva să-i prindă și să-i omoare. Era și Toma împreună cu ei acolo. Și-a apărut Dumnezeu, Domnul Iisus, în mijlocul lor, s-a uitat la Toma și a zis, Toma, apropie-te de mine. Și-a întins mâinile, i-a arătat picioarele, i-a arătat coapsa. Și-a zis, eu sunt cu adevărat. Când vom ajunge acolo sus în cer, știți cum îl vom recunoaște pe Dumnezeu? Pe Domnul Iisus. Când va ridica mâna sus. Și vom vedea găurile din mâinile Lui. Pentru că prin găurile Lui noi putem să vedem cerul. Prin locul unde altădată au fost cuiele pe care fiecare dintre noi le-am bătut. Prin locurile acelea
Noi putem să vedem cât de minunat este cerul, pentru că fără ele, niciunul dintre noi nu am fi stat astăzi în picioare. Niciunul dintre noi nu am fi existat și niciunul dintre noi nu am fi putut să ajungem acolo sus în cer și să stăm față în față cu El și să stăm față în față cu Dumnezeul nostru. Spunea un păstor, își spunea mărturia lui, că niciodată nu i-a plăcut de mama lui. Avea mâinile pline de cicatrice și fața arsă toată. Și de fiecare dată când a fost vorba să iasă cu ea, să meargă cu ea la școală sau să meargă la cumpărături, prefera să se ducă singur. Prefera să o lase pe ea acasă, pentru că era rușine de mama lui. Până când într-o zi un vecin l-a oprit pe stradă și i-a spus, ți-a trebuit să fie rușine pentru atitudinea pe care o ai. Pentru că când erai mic, n-aveai niciun an, casa ta a fost aprinsă și era în flăcări. Și o grindă în flăcări a căzut pentru tine, peste tine și mama ta s-a apropiat de grinda aceea, a luat-o în brațele ei și a aruncat-o de pe tine. Și numai pentru faptul că ea este arsă și arată cum arată astăzi, tu ești astăzi în viață. Și știți că numai pentru că Dumnezeul nostru, mirele nostru, este plin de găuri și de cicatrici și are spatele vânăt din cauza nelegiuirilor noastre, noi vom putea să stăm față în față cu El. Și noi vom putea să-i vedem fața și noi vom putea să apucăm ziua de mâine. Dumnezeul nostru ne-a săpat în găurile din palmele Lui. Și în ultimul rând, Dumnezeul nostru mai este și un Dumnezeu suveran, adică face ce vrea El. Ioan 5:35 spune faptul că Tatăl a dat totul în mâinile Lui. Și când se referă la totul, se referă la tine și la mine, se referă la pământul acesta, la timpul acesta, la ziua de mâine, la ziua de ieri și dacă Domnul va îngădui peste 1000 de ani, și mie aceea de ani va fi tot în mâinile Lui. Și dacă Dumnezeul acesta, dacă mirele nostru odată și odată își ține mâna asupra ta, astăzi își ține mâna asupra ta și te binecuvintează și spune, mai lasă-l încă o zi. Și spune, mai dau și astăzi ce să mănânci și te mai țin și astăzi în viață. Vom ajunge odată în fața Lui și s-ar putea să ne judece pentru ce am făcut pe pământul acesta. Spune Alexandru Vlahuț într-o poezie de-a lui, cugetă că ești creștin și că dincolo de groapă îți va pune mâna în piept cel de sus și vei da seama de ai fost sfânt sau de ai fost drept. Cugetă că ești creștin și în dimineața aceasta, că ești baptist, pentecostal sau mai știu eu, copilul Domnului, dar odată și odată te vei întâlni cu El. Și mâna aceea care astăzi te ține încă, ar putea să stea în pieptul tău și ar putea să spună, pleacă de la mine. Ar putea să spună, pleacă de la mine că nu te cunosc. Domnul, Dumnezeul nostru, când s-a uitat la linia aceasta timpului, pe care în care noi suntem astăzi, vom fi mâine dacă Dumnezeu îngăduie, când s-a uitat la linia aceasta timpului și a văzut că nu există nicio salvare pentru noi, nicio șansă, suntem aproape morți, o înțeles faptul că trebuie să facă un lucru, să se coboare din cer pentru noi. Și s-a uitat în jurul Lui și nu a văzut nimic mai sfânt decât pe Fiul Său și L-a trimis pe El pentru noi. O dat ce a avut mai bun în cer. Nu s-a uitat la un înger cu aripă ruptă sau la un înger care cânta mai fals acolo sus în cer, ci o dat ce a avut mai bun pentru noi. Și la fel ar trebui să facem și noi, să dăm ce avem mai bun pentru El. Amin. Să dăm ce avem mai bun din buzunarul nostru, din frigiderul nostru probabil câteodată, din timpul nostru, să vinem și să-L punem la picioarele Domnului. Și să spunem, Doamne, știm că probabil, nu probabil, sigur, niciodată nu vom putea să ne apropiem măcar de dragostea pe care Tu ne-ai dat-o, ți-ai dat-o pentru noi. Dar primește ce avem noi mai bun. Și decât să pierdem încă o zi fără Dumnezeu, spunea Traian Dorz într-o poezie de-a lui, din nou, că mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Trăim pe pământul acesta din mila lui Dumnezeu. Respirăm aerul pe care îl respirăm din mila lui Dumnezeu, știți? Ziua pe care o apucăm mâine va fi doar din mila lui Dumnezeu, pentru că El ne mai îngăduie încă o zi, știți? Probabil că astăzi suntem fericiți pentru că Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Dar vreau să vă întreb, ce se va întâmpla
când îl vom întâlni față în față pe Dumnezeul acesta perfect. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem cât de extraordinară este dragostea Lui. Pentru că va veni momentul când vom sta în fața Lui și va trebui să dăm socoteală pentru tot ce am făcut și cel mai rău, pentru ce n-am făcut. Mă rog ca Domnul să ne ajute și El să ne binecuvinteze pe mai departe. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm. Este minunat cuvântul Domnului, cercetător. Ne atinge întotdeauna inimile și viețile. Când privesc bolta înstelată ce-i întinsă sus, mă cuprinde un dor să merg înspre Iisus. Stelată, ce-i întinsă sus, mă cuprinde un dor să merg înspre Iisus. Sunt ca Petru ce-a pornit pe val și se scufunda, mâna mea vreau să o țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne! Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi va luna, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Poate. Și poate fi va luna, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Când șuvoaiele spumate vin asupra mea și când vântul rău m-aruncă la pământ. Deși inima se oprește loc, eu nu mă tem, mâna mea vreau să țin în mâna ta. O, mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea rea. Și poate fi va luna, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi va luna, corabia mea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Mâine dincolo de noapte, mâine dincolo de noapte, în aizorii zi, voi deschide ochii printre galaxii. Glorie ție! Și-am să strig, slăvit să fii și azi și-n veșnicii. Mâna mea vreau să o țin în mâna ta. O, mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi va lunar,
mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi valul înalt, tu ții corabia mea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Slavă Lui! Mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui, pentru purtarea Lui de grijă, pentru Amin. Harul care îl avem în fiecare zi. Și vrea să venim cu toții în rugăciune în dimineața aceasta și un frate îndemnat de Duhul Sfânt să mulțumească Domnului pentru cuvântul acesta. Amin. 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 Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și până în veci de veci. Amin. Te laud, Doamne, te preamăresc. Și te slăvesc, te laud, te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Când ne-a ajuns mie, Doamne, când ne-a ajuns mie, Doamne, doar harul. Domnul. Amin. Cu bucuria asta să mergem la casele noastre.